cu informația momentului. Cei trei suspecți care au fost reținuți în cazul crimei înfiorătoare de la Oradea, unde cadavrul unei femei a fost găsit într-un geamantan ascuns într-o remorcă, au fost arestați preventiv pentru următoarele 30 de zile, în urma deciziei Tribunalului Bihor. Cele două femei și un bărbat sunt acuzați de omor calificat prin cruzimi, după ce anchetatorii au descoperit că femeia găsită moartă și sora acesteia, care era bătută și sechestrată într-un apartament, ar fi fost chinuite luni întregi de cei trei monștri cu chip de om, pentru că nu aduceau suficienți bani din prostituție. Aceștia riscă închisoare pe viață. Apar noi detalii în ancheta crimei din Oradea, unde o femeie de 31 de ani a fost găsită moartă într-o remorcă dintr-o parcare de cartier. Bărbatul care a sunat la 112 să anunțe mirosul înțepător locuia de fapt cu victima, potrivit presei locale. Inculpații le reproșau celor două victime care se prostituau că nu produc suficienți de mulți bani și se pare că aceasta ar fi cauza aplicării acestor agresiuni. Cele două victime au fost supuse de-a lungul timpului în această perioadă unor agresiuni fizice și psihice ce pot fi catalogate drept cruzimi din partea celor trei inculpați. Au fost înfometate, ținute în condiții deplorabile în toaleta imobilului în care locuiau, nu li se oferea mâncare. De exemplu, cu privire la una dintre persoanele vătămate care acum se află internată în spital, nu i s-a dat mâncare timp de aproape 2 săptămâni. După audieri, 3 persoane au fost reținute pentru omor. Bărbatul care a alertat autoritățile, concubina acestuia și o altă femeie. În tot acest timp, sora victimei, găsită în stare gravă într-un apartament din oraș, e la spital și primește îngrijiri medicale. Suspecții în cazul uciderii tinerei de 31 de ani, originară dintr-un sat din Bihor, sunt un bărbat și 2 femei, membri ai unei rețele de proxeneți din Oradea. În 2 apartamente din oraș o forțau să întrețină relații sexuale în schimbul unor sume de bani și tot acolo aveau loc scene violente. Criminaliștii au analizat înregistrări ale camerelor de supraveghere din oraș pentru a reface filmul tragediei, iar mai multe probe au fost strânse din cele 2 apartamente în care victimele erau abuzate. După ce au fost reținuți, cei 3 suspecți au fost prezentați magistraților, care au decis ca următoarele 30 de zile să le petreacă în spatele gratiilor.